Noua lege a pensiilor a fost votată. Au fost discuții maraton și replici dure atât în comisii cât și în plenul Camerei Deputaților. Majorarea veniturilor vârstnicilor este susținută de ambele partide din coaliție, însă opoziția susține că nu sunt suficienți bani la buget pentru creșterea de 40%. Amendamentele la legea pensiilor au fost dezbătute în Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților timp de 5 ore, în prezența Ministrului Muncii. Proiectul de lege pentru creșterea pensiilor românilor a fost votat de Camera Deputaților. În ultimii 4 ani, punctul de pensie a fost majorat de 3 ori, de la 1265 de lei până la 1785 de lei. Legea adoptată se susține pe 4 principii cu scopul de a elimina inechitățile din sistem prin recalcularea și aplicarea unor criterii unitare bazate. Când începem proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Astăzi, împreună, avem în atenție un proiect extrem de important pentru România, un proiect care își dorește să aducă echitate românilor, să aducă pensii care reprezintă o formă de respect atât pentru românii care au muncit, dar și pentru românii care muncesc. Noua lege are 2 elemente importante, contributivitatea și munca. Aceștia sunt cei 2 piloni pe care se bazează reforma pe care o facem, astfel încât la muncă egală să avem venituri egale ale pensiilor. Stimați colegi, cred că este important ca fiecare dintre noi astăzi, în ceea ce privește acest proiect de lege, să arătăm că suntem o echipă, aceeași echipă, echipă care reprezentăm interesele românilor și înțelegem cât de important este, pe de o parte, să adoptăm acest act normativ în procedură de urgență, așa cum a aprobat biroul permanent, dar în același timp, la timp, pentru a fi gata cu reforma, astfel încât Comisia Europeană să elimine acel 9,4 care ar fi înghețat pensiile românilor până în 2070. Contăm pe susținerea dumneavoastră pentru acest proiect de lege și împreună ne dorim ca în anii ce urmează românii să se bucure de prevederile pe care noul proiect le aduce. Cu 165 de voturi pentru, 89 contra, un coleg care nu votează, adoptat. Această lege vine din esența legii 127, o lege dezbătută timp de 2 ani și ceva. Eu personal le mulțumesc colegilor aici de față de la minister și nu numai lor, împreună cu care și Lia Olguța Vasilescu, și chiar vă rog să-i aplaudați. Mulțumim! Am lucrat la această lege și s-a dezbătut după ce s-a dezbătut 127 timp de 2 ani jumate, încă 2 ani de zile, împreună cu Banca Mondială și Comisia Europeană. Să spui că o lege care a fost dezbătută 4 ani jumate nu s-a dezbătut e puțin forțat. În rest, principiile de la care au plecat această lege, și anume echitate și solidaritate și respectarea muncii, sunt întru deplin respectate.